Startul sezonului estival din acest an se dă ca de fiecare dată odată cu mini-vacanța de 1 mai. Iar cum cei mai mulți români aleg să vină la mare pentru a sărbători Ziua Muncii, anul acesta vor avea un motiv în plus de petrecere. Și asta pentru că Paștele pică pe 1 mai. Asta înseamnă că numărul turiștilor va fi și mai mare, iar pentru a face față solicitărilor, patronii de restaurante, terase și hoteluri încep încă de pe acum să-și caute personal. Avem o ofertă de 12 locuri pentru cei care au pregătire în domeniul turismului și aici vorbim de ajutor de ospătar, barman, bucătar, recepționer și cameriste. Sunt primele oferte de locuri de muncă în acest domeniu, urmând ca numărul acestora să crească. Cei care doresc să lucreze pe timpul verii pot începe să se intereseze la ghișeele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă sau pe site-ul instituției. Pentru cei care sunt în baza de date, fie că sunt cu indemnizație, fie fără indemnizație, să pot accesa fie site-ul Agenției unde se comunică săptămânal locurile de muncă vacante, informațiile suplimentare legate de angajator, de adresa acestui, de condițiile de angajare, putându-le obține de la sediul agenției, fie prin telefon, fie prin prezența acestora aici. Marea bătălie însă se va da în luna aprilie, când la Constanța va fi organizată bursa locurilor de muncă, unde veți putea alege din sute de posturi vacante.